Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm la sediul Bibliotecii Naționale, aici unde este deschisă expoziția Cartea Diplomatului, Mândria de a fi român. Această expoziție a fost realizată de către Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, și reunește peste 200 de volume scrise de membri ai corpului diplomatic, dar și de experți în domeniul relațiilor internaționale. Printre aceste 200 de volume, pentru a nu ne rătăci, l-am rugat pe președintele Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră, domnul ambasador Ion Meanghel, să își asume rolul de ghid, lucru pe care l-a făcut cu mare plăcere. De aceea îi mulțumesc foarte mult pentru că ne va îndruma printre atâtea și atâtea pagini. Domnule ambasador, iată-ne în fața unei expoziții aparte. A mai existat până acum o asemenea expoziție în România? Aș vrea să încep prin a vă spune că ideea de a avea o expoziție de carte este mai veche. Cu 3 ani în urmă, asociația noastră, împreună cu Fundația Nicolae Titulescu, am organizat o expoziție de carte în cadrul fundației, unde noi am expus diplomații un număr de 100 de volume. Această idee am reluat-o în acest an la sugestia colegilor noștri și am reușit să organizăm prima etapă a acestei expoziții la Sala Palatului, unde am expus în condiții foarte bune și suntem recunoscători administrației care ne-a oferit acest prilej. Am expus cele 200 de volume scrise de diplomați și de asemenea câteva zeci de cărți pe care le-au publicat atașații militari, care la urma urmei și eu reprezentam România pe linie militară. Au fost colegii noștri, făceau parte din ambasadă ca și noi. De ce am dat această titulatură expoziției noastre și la Sala Palatului și aici? Pentru că aceste cărți sunt scrise de diplomați. Când am spus Cartea Diplomatului, n-am avut în vedere că aceste cărți se adresează diplomaților, ci faptul că ele au fost scrise de către diplomați. Ați avut în vedere autorii, nu publicul? Nu publicul. Evident, publicul sau destinatarii sunt și diplomații, dar nu numai ei. Și eu cred că mai ales publicul larg este important să cunoască ceva despre diplomația României. Poate că atunci când spunem Cartea Diplomatului și telespectatorii noștri se gândesc la tratate dificile, se gândesc la lucrări care pot fi parcurse cu mare dificultate. Da. Ei, totuși, expoziția noastră se adresează publicului larg. Da. Prin ce anume? Am vrut să punem în evidență faptul că aceste volume sunt scrise de diplomați. La prima vedere, mare lucru, niște diplomați au scris cărți. Nu este așa, pentru că din experiența noastră am cunoscut diplomați, colegi în activitatea noastră și alți diplomați străini care au scris. Dar numărul acestora sau asemenea cazuri erau rare, ca să nu spun rarisime. Ori ceea ce mi se pare mie demn de remarcat este faptul că colegii noștri, într-o perioadă de 20 de ani, pentru că aceste cărți care le-am prezentat aici sunt scrise în ultimii 20 de ani, sunt colegi care scriu de 30-40 de ani. Eu scriu din 1950. Dar nu e vorba de activități de scrieri publicate până în anul 2000, am avut în vedere faptul că acești autori, diplomații, au fost în măsură să scrie. Cineva care ar vrea să înceapă studiul universului diplomației, ar putea să pornească la drum de aici? Neapărat. Aceste lucrări reprezintă și o introducere pentru cineva care nu e specializat în această problematică. Sunt esențială. Vreau să vă spun că primesc des telefoane de la diplomați din Ministerul de Externe
care mă întreabă cum pot să-și procure volumul Dreptul diplomatic și dreptul consular pe care l-am scris eu și le spun editura unde fost să găsească. Deci ei, pentru a deveni diplomați, trebuie să studieze dreptul diplomatic, dreptul consular, dreptul internațional, economie mondială și așa mai departe. Exact ceea ce au scris colegii noștri. Ca să nu vorbesc de cei care merg, să zicem, pe o relație. Dacă unul, un tânăr, e trimis acum, să zicem, în Japonia la post, el neapărat trebuie să citească cartea scrisă de colegul nostru, Scupieru. Despre care vom și vorbi. Dar nu, vă dau exemplu acesta de în întâmplare. Dar, în mod practic, un diplomat, dacă nu citește ce am scris noi, e ca și cum ar sări așa în gol. Și o să vă explic îndată ce anume avem noi aici. Cine pășește în acest spațiu nu intră doar într-o zonă a unei expoziții. Mai mult de atât, intră într-o sală de curs, așa cum spuneam, și, dincolo de aceasta, ajunge chiar în postura de a fi un judecător, un evaluator, mai mult sau mai puțin exigent, al activității fiecărui diplomat. Sunt cărți rare. Noi ce am publicat, am publicat într-un tiraj redus, din motive financiare. Un diplomat care publică o lucrare, inclusiv o lucrare de memorialistică, pentru că aici avem atât tratate științifice cât și lucrări de memorialistică, își asumă activitatea pe care a depus-o. Da. Ceea ce înseamnă că aceste cărți sunt tot atâtea certificate de garanție, dacă vreți, pentru activitatea depusă de autorii lor. Eu cred că aceste cărți au două calități fundamentale. În primul rând, nu sunt scrise de cineva care răsfoiește niște documente, ia niște idei și însăilează o relatare. Nu. Ceea ce am scris noi, și o să mă refer mai exact la volumele respective, reprezintă relatări ale celui care a desfășurat acțiunea diplomatică respectivă. Eu am vorbit, de exemplu, despre negocierile pe care România le-a dus cu Republica Federală Germană pentru a stabili relații diplomatice. Am făcut parte din delegație. Deci eu povestesc ce am făcut, ce s-a întâmplat. Același lucru îl povestesc în legătură cu stabilirea relațiilor diplomatice cu Canada sau cu Spania. Prin urmare, cineva care a trăit momentul și care știe mai mult decât s-au scris în documente. În documente, în general, documentele sunt ceva stas și oarecum trebuie să fie ceva care să convină celor conducerii respective. Din lucrările acestea aflăm cum s-a ajuns la acele documente, de fapt. Povestea lor. În plus de ceea ce spune în acele documente așa sec, fiecare din noi am relatat momente, discuții, situații care au apărut. Deci este ceva cu totul inedit. Deci spuneam că aceasta este prima calitate. A doua calitate este că relatarea, acțiunea diplomatică este prezentată chiar de către un specialist care știe ce înseamnă negociere, știe ce înseamnă să faci un demers, știe ce înseamnă să trimiți o notă verbală, să faci o notă de protest și așa mai departe. Deci nu este vorba de cineva care poate să uită pe niște hârtii și mâzgălește ceva așa și zice, bă, cu aer de savanlâc prezentat. Nu! Este, ca să spun așa, elementul primar și cel mai autentic. Veridicitatea celor prezentate de noi este, cred eu, principala calitate, care e bine ca ea să fie scrise undeva, peste generații care vor veni să studieze, să tragă concluzia despre ceea ce s-a întâmplat. Spuneam că am dorit să menționăm și ideea asta, mândria de a fi român. Și explicam și cu un alt prilej. Cum poți să fii diplomat unei țări și să nu fii mândru de acest lucru? Aceasta era prima idee și era realmente. Noi am fost în postura aceasta. Când noi am fost trimiși undeva într-o misiune, credeam că nu mai e nimeni ca noi.
când m-a trimis la, să zicem, la ONU, la o sesiune sau să negociez o convenție și m-am întors cu textul convenției semnate, un text care corespundea exact cu textul pe care îl pregătisem din țară, asta a fost un succes nemaipomenit. Sau când un coleg de-al nostru a intervenit și a prezentat o propunere la ONU sau într-un instituție specializat, la UNESCO și așa departe, acesta a fost un examen al vieții lui. Deci sunt lucruri cu totul deosebite și cei care vor să facă diplomație au absolută nevoie să citească acest lucru. Dreptul tratatelor reprezintă o chestiune extrem de delicată, e abstractă, dar este teribilă pentru că printr-un tratat apar, dispar state, dispar părți din teritoriu și așa mai departe. Consecințele sunt teribile. Cunoaștem și noi din istoria noastră acestea. Am scris această carte pentru că vreo 50 de ani de zile cu asta m-am ocupat. Am negociat 10 de convenții, tratate și pentru că chiar prima lege după 90, eu am fost autor acelei text de lege pe care l-am susținut la Parlament, lege pe baza care s-au încheiat tratatele. Dreptul tratatelor la ce s-ar referi? Cum se încheie un tratat? Regulile după care se încheie. Da. Încheierea unui tratat, ca să aveți o imagine, este o negociere între două părți. Numai că într-un caz negociezi prețul sau livrarea mărfii și așa mai departe sau efectuarea lucrării, în timp ce aici negociezi în numele statului și obligi statul. Ce scrie acolo devine lege. Și dacă devine lege, statul respectiv, fie că dacă ai făcut o negociere bună, câștigă, fie că pierde. Negocierile diplomatice comparate cu negocierile, să zicem, din zona economică, diferă doar prin obiectul lor sau prin stilul în care se desfășoară? Există și alte diferențe? Este mult mai complex. În primul rând, nu e vorba de doi zarzavagii care discută cu cât vinde pătlăgelele. E vorba de reprezentanții unui stat. Când am negociat, de exemplu, cu RFG-ul, a venit o delegație de la Bonn, cu care am negociat la București. Și a trebuit atunci să discutăm probleme politice care păreau insurmontabile. Ce alte momente semnificative din diplomația noastră mai putem găsi în volumele expuse aici? Există aici o carte, adică sunt trei volume, care se referă la relațiile internaționale. Este o carte unică. În România altcineva n-a mai scris o asemenea carte. Sigur, sunt mulți profesori care zic că predau, dar n-au fost în stare să scrie. Avem cărți în legătură cu drepturile omului. Îmi spuneați de asemenea despre lucrarea Diplomația secolului 20 a domnului ambasador Constantin Vlad. Este o carte deosebită. El a și primit un premiu al Academiei Oamenilor Știință din România. A primit aceasta. Este acest Tratat de drept internațional în trei volume scris de Ionic Diaconu, care este cea mai bună carte care există în România la ora actuală. Vreau să spun că aceasta ar fi partea științifică a expoziției. Și ce vreau să adaug, că sunt de o valoare științifică incontestabilă, au caracterul unor studii care sunt comparabile cu cele mai bune studii care se publică în Occident. Cărți, unele dintre acestea, în Occident, subiectul e tratat pe o broșură de 200-300 de pagini. 1700 de pagini înseamnă mulți ani de zile, dar înseamnă un studiu exhaustiv a problemei respective. Dincolo de dimensiunea științifică a expoziției, există și o dimensiune memorialistică. Da. Spuneți-ne câteva lucruri despre unele dintre volumele de aici. Un segment unde am prezentat figuri de diplomați. Sigur, am început cu Titulescu, cu alți juriști
remarcabil. Avem un segment de cărți aici care se referă la România și organizațiile internaționale. România, deci prezență, contribuția ale României la Organizația Națiunilor Unite. Avem un studiu despre participarea României în Consiliul de Securitate a Organizației Națiunilor Unite. Avem studii de asemenea în legătură cu România și relațiile cu Uniunea Europeană. Avem câteva zeci dintre acestea. Un studiu care se referă la Tratatul de la Lisabona, un studiu care se referă la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Avem după aceea un compartiment unde sunt prezentate relațiile României cu un număr de vreo 30 și ceva de state. Tot din punct de vedere, este o prezentare științifică. Evident. Toate acele cărți vorbesc despre acțiuni diplomatice care au avut loc. De exemplu, cineva, ambasadorul nostru care a fost la Chișinău, a relatat activitatea lui ca ambasador. Un alt coleg a relatat problema transnistreană. Problemele care s-au ridicat, a participat la asemenea întâlniri și a prezentat puncte de vedere. Un alt coleg a vorbit despre relațiile României cu Brazilia, cu Iugoslavia, cu Italia, există... cu Anglia, Olanda. Deci găsim aici relațiile bilaterale ale României, descrise în detaliu, de către oameni care au participat, de fapt, la acele negocieri, care au fost acreditați, exemplu, în statele respective. Avem câteva studii despre relațiile României cu țările arabe. Un coleg al nostru Turbăceanu, care a lucrat acolo și care a cunoscut bine zona aceasta, și Libia, și Siria, și toată zona aceasta, a arătat acțiunile respective. Sau avem un alt coleg, a prezentat relațiile cu Republica Populară Chineză. Un alt coleg a relatat în ce a constat contribuția României pentru ca să se ajungă la un dialog între Israel și țările arabe, întâlnirea de pe Sinai. Un alt coleg relatează despre ce a făcut România pentru ca Republica Populară Chineză să ia locul Chiang Kai-shekului, să fie recunoscută ea recunoscută ca membru permanent al Consiliului de Securitate. Deci sunt lucruri unicate. Printre personalitățile care sunt omagiate în cadrul acestei expoziții este și fostul ministru de externe al României, domnul Corneliu Mănescu. Da. Aceasta a fost prima carte care am publicat-o noi în cadrul asociației, pentru că noi am lucrat sub conducerea lui Corneliu Mănescu, pentru că Corneliu Mănescu, când a ajuns ministru, asta era în 1963, a însemnat ceva nou în viața Ministerului Afacerilor Externe. El, fiind un om cu demnitate, curaj, controlul din partea secției de partid a devenit mult mai subțire. L-a controlat. Înaintea lui Corneliu Mănescu a fost și Ana Paucăr, ministrul afacerilor externe. Am auzit de ea, când am venit în minister în 1959, am auzit despre Ana Paucăr, s-au perindat tot felul de miniștri, unii aveau, n-aveau legătură, dar dintre toți miniștrii de externe pe care i-am cunoscut noi, și a fost o apreciere la unison, Corneliu Mănescu a fost de departe cel mai bun ministru al afacerilor externe. Care a fost, după părerea dumneavoastră, principala sau poate principalele realizări ale lui Corneliu Mănescu? În primul rând, el a fost singurul care
a condus lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. A fost președintele acestea. România n-a mai fost președinte nici până atunci și nici după aceea, ca să ne înțelegem foarte bine. Titulescu a fost de două ori ales la Liga Națiunilor, Corneliu Ionescu a fost președintele Adunării Generale și asta a făcut cinste României. A însemnat ceva pentru România. Dar el a avut darul de a pune ordine în minister și de asemenea să reducă din practica care exista pe vremea aceea ca diplomații să fie trimiși în misiune de către secția externă. Și de unde provenea acest curaj al lui Corneliu Ionescu într-o perioadă în care curajul părea nu fi o virtute? El era un tip curajos, era formațiunea lui, demnitatea. Eu mi-aduc aminte de o ședință pe care a ținut-o Nicolae Ceaușescu cu colegii. Eram director consular și s-a ținut o ședință la etajul 5 la Comitetul Central. Ceaușescu a chemat colegii ministrului afaceri externe. Singurul care a luat cuvântul a fost ministrul, care a prezentat ceva și la un moment dat, Ionescu a spus că cei pe care i-a trimis de pe la sindicate, prim secretari care veneau acolo, n-aveau nicio legătură, nici românești nu prea știau ei bine să vorbească, dar erau ambasadori români. Și Ionescu a spus că și-a exprimat insatisfacția, la care Ceaușescu a reacționat dur. A spus, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Asta nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut pentru că el, fiind șeful partidului, înțelegea să trimită colaboratorii lui, dar ei n-aveau nicio legătură. Nu vă mai spun că veneau câteodată după sesiunea Comitetului Central, când erau înlocuiți, veneau câte 10 inși trimiși ca ambasadori. Și noi, în minister, eu și altul, stăteam câteva zile să le explic ce el a tratat, cum se negociază și mai departe. Făceam un fel de alfabetizare. Și cum s-a încheiat acest moment tensionat, Ceaușescu Corneliu Ionescu? Nu putea să facă mai mult decât atât. Dar el a avut curajul să spună ceea ce nimeni ar fi îndrăznit, să spună că nu toți cei pe care îi trimite de la Comitetul Central sunt corespunzători și nici nu erau. Unii erau... Ce alte personalități ale diplomației românești sunt omagiate aici? Avem, sigur, pe Titulescu, colegul nostru George Potra, profesorul care a fost și directorul Fundației Nicolae Titulescu, este, cred, cel mai bun specialist în domeniul ăsta. Niciun istoric, el este istoric, nu s-a ocupat de Titulescu atât că e activitatea lui de câteva decenii în domeniul care se referă la Titulescu. Avem câteva cărți expuse aici. Avem după aceea câteva cărți care au fost publicate în onoarea unora dintre colegii noștri. O să le vedem când ajungem acolo. Trebuie să spun că Titulescu a fost cel... sau concepțiile lui Titulescu, a fost cel din care s-a inspirat diplomația românească. După ce a ajuns ministrul Corneliu Ionescu, România a început să aibă o politică independentă. Principiile, susținerile pe care Titulescu le-a făcut, le-a avut la Liga Națiunilor, au fost idei care au fost preluate și în mandatele noastre. La conferința pentru securitate și cooperare în Europa, de exemplu, colegii noștri care au participat acolo s-au inspirat de plin din viziunea pe care a avut-o Nicolae Titulescu ca diplomat, care rămâne cel mai mare diplomat. De asemenea, menționăm aici pe Vespasian Pela, care a însemnat mult în istoria diplomației. El a fost primul care la Liga Națiunilor a formulat teze și documente în baza cărora
statele să răspundă pentru acțiunile criminale. Dreptul penal internațional. Dreptul penal. El a creat. E o lucrare a domnului Gheorghe Zbârnă, cea care îl prezintă pe Vespasian Fetela, și de fapt e prima din literatura noastră. E o carte foarte bună, știu că a prezentat-o la Fundația Titulescu, foarte apreciată și foarte utilă. Stimați spectatori, am văzut și am vorbit despre mulți autori, despre multe cărți. Cred că este momentul acum ca împreună cu domnul ambasador Ion Meanghel să-i cunoaștem pe unii dintre autorii acestor volume. Primul dintre autori care se află alături de noi astăzi este domnul ambasador Valeriu Tudor. Domnule ambasador, ce volum aveți dumneavoastră expus în această expoziție și care este istoria lui? Eu mi-am permis să pun un singur volum personal aici. Este vorba de volumul intitulat În misiune la Paris, pentru că acolo am funcționat în anii 85-89, secolul trecut. Și cu această ocazie am avut în sarcină atât afacerile bilaterale cu Franța, cât și relațiile cu organizația internațională care este UNESCO și, bineînțeles, cu Consiliul Europei la Strasburg. Au fost trei organisme, trei direcții de acțiune care vizează atât relațiile bilaterale cât și multilaterale. În ce context ați plecat dumneavoastră în 1985 la Paris? Era un context obișnuit sau dimpotrivă tumultos? A fost un context puțin curios, pentru că eu trebuia să plec în altă misiune, dar la Paris ambasadorul de acolo avea anumite dificultăți cu limba franceză și cu partea franceză și atunci am fost trimis pe post de misiune. Era dintre ei apuși de la partid. A, dintre cei pe care îi contesta domnul Mănescu în ședința despre care am vorbit. Da, dar domnul Mănescu nu mai era de mult, iar domnul respectiv fusese foarte mult în RDG și soția lui era tot nemțoaică și tot timpul ei se exprimau un termen care ridicau puțin în evidență Germania. Și atunci vă dați seama că... Erau mai mult mândri că sunt germani decât mândri că sunt români. Fapt este că după foarte puține săptămâni, practic au fost 3 luni, când ei au fost într-o deplasare în Franța, vreau să meargă la compania aerospațial cu care se colabora în domeniul elicopterelor, dar pe drum, la Pont d'Avignon, din mașinile care erau staționate, a dispărut geanta doamnei cu bani, acte și pașaport. Și după această dispariție, misiunea mea, care era temporară la Paris, de 2-3 luni, a devenit permanentă pentru aproape 4 ani. Vă imaginați ce fel de ambasador era ăla care nu știa că trebuie să-și păstreze document, pașaport. El credea că e așa, pe curătură, mai aia, mai aia. Deci calitatea unora dintre ambasadorii trimiși atunci era extrem de îndoielnică. Erau departe de profesionalism. Și după ce dumneavoastră ați rămas ambasador, plecat pentru o scurtă perioadă, dar iată, ați rămas 4 ani, ați fost ambasador... Nu, am fost însărcinat cu afaceri, pentru că aici sunt alte momente dificile. Eu trebuia să fiu trimis în calitate de consilier sau ministru consilier, inclusiv pe state, dar am fost trimis degradat ca secretar prim pe state, pentru că erau niște antecedente dintr-o vizită făcută în Africa cu conducătorul și când s-au întâmplat niște mici incidente care au pus în evidență că de la consilier în sus aprobările se dau numai de soția conducătorului. Trimiterile de ambasador se stabileau dintre oameni care nu erau în minister, veneau din altă parte. Foști miniștri, foști activiști, ăia erau numiți ambasadori, iar diplomații de carieră trebuia să fie în slujba lor, să-i deservească pe ei.
Să învețe mai degrabă. Asta e, păi, era chiar o lozincă. Mi-aduc aminte, la Roma mi-a spus unul de la partid, băi, tovarășii, păi, dumneata te duci acolo ca să-l servești pe tovarășul. Mi-a spus, bine, dar el nu se pricepe. E, lasă că are timp să înveți. Asta era mentalitatea în vremea aceea. Până se dezveticea activistul de la județul nu știu care, trebuia altcineva să muncească pentru el. În postura asta a fost el și cei mai mulți am fost în postura asta. În volumul dumneavoastră, cititorii, ce momente semnificative pot descoperi? Eu cred că pot descoperi lucruri interesante. Haideți să ne referim poate la unul dintre ele care vi se pare că merită o atenție aparte. Discuțiile cu Duma, cu ea. Acolo erau momentele de trecere de la o anumită apreciere a României la momentele de ignorare înrăutățire. Și de înrăutățire. În anii, suntem la, în a doua parte, suntem anilor 80. 86, 87, era 88, era în perioada 89. În care vesticii nu mai vroiau să mai facă vizite în România. România era oarecum izolată. Era izolată. Bineînțeles, era o stare de izolare din ce în ce mai accentuată și ca atare trebuia să facem față pentru a înlesni totuși raporturile. Era o chestiune de natură economică, de colaborare economică, de cooperare. Economie, culturală. Astea erau extrem de importante. Nu mai vorbesc de chestiuni care erau legate de drepturile omului, de vizite și așa mai departe. Deci mandatul dumneavoastră s-a desfășurat într-o perioadă foarte dificilă pentru diplomația noastră. Da. Vă dați seama că asta se va afla de cei care vor citi această lucrare. Și cum ați reușit sau ați reușit dumneavoastră să ieșiți într-un fel din izolarea în care vă găseați atunci, la post? În primul rând, au văzut că eu nu fac greșele în limba franceză. Și asta e cartea de vizită. Directoarea care m-a primit prima la Ministerul de Externe francez m-a întrebat, dar unde ați învățat dumneavoastră limba franceză așa de bine? Zic, în România. Și din acel moment am avut o serie de uși deschise. Un lucru este extrem de important. Erau acolo oameni de mare valoare, inclusiv în fruntea Senatului, în fruntea Camerei Deputaților, cu care am avut dialog quasi permanent și în chestiuni de fond, care au sprijinit menținerea relațiilor României pe un... Ați avut întâlniri cu François Mitterrand? Bineînțeles că am avut și la acest nivel. Am avut și cu cel care avea să devină după el Giscard d'Estaing și multe alte întâlniri. Dar și în ce atmosferă s-au desfășurat aceste întrevederi? Atmosfera era una de lucru, cu multe întrebări, cu multe reproșuri adresate României, la care noi, ca diplomați, trebuia să dăm răspunsuri cât mai substanțiale, fundamentate și ca să demonstrăm care este situația reală, adevărată. Dar puteați să spuneți adevărul în aceste întâlniri? Adică puteați să spuneți ceea ce știați că se întâmplă, de fapt, în România? Că bănuiesc că francezii știau ce se întâmplă. Da, imaginați-vă că lucrurile erau atât de exagerate că nu vă imaginați. Dați-mi un exemplu. Asta e. Am să vă dau un exemplu care privește relațiile economice. Timp de decenii, Franța a exportat mai mult la noi în România. Și bineînțeles că balanța era în favoarea lor. În momentul în care în țara noastră a început un curs de strângere a importurilor și de extinderea exporturilor, balanța s-a schimbat și noi am început să exportăm mai mult în Franța. Acest moment i-a deranjat cumplit pe francezi. Și spuneau, dar când aveți de gând să redresăm schimburile cum erau înainte? Zic, nu vă supărați. Când dumneavoastră erați cu exporturi excedentare față de România, nu v-ați supărat și nu erați preocupați de echilibrarea schimburilor. Acum văd că sunteți extrem de preocupați. V-am dat acest exemplu ca să vedeți. Franța, după 1990, părea a fi cel mai important susținător al nostru în plan extern. Prima vizită a unui șef de stat a fost vizita lui François Mitterrand. Dar dincolo de blițurile aparatelor de atunci, de momentul festiv organizat, cum vedeați dumneavoastră ca diplomat această relație dintre România și Franța atunci, la începutul anilor 90, și câteva cuvinte despre cum o înțelegeți astăzi? Eu am sperat că relațiile dintre România și Franța vor urma un curs pozitiv.
și aveam toate bazele pentru deceniile anterioare, pentru secolele anterioare, dar și speranța că în dorința noastră de a trece într-o societate cu alte componente de organizare și de conducere, vom beneficia de experiența Franței. Multe lucruri s-au întâmplat să fie pozitive, dar probabil că nu toate. Domnule ambasador, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că i-ați îndrumat pe cititorii potențiali ai dumneavoastră printre paginile volumului și, stimați telespectatori, vom discuta cu un alt autor care are lucrări expuse aici. Așa cum v-am spus, am alături de mine alți doi autori care au lucrări expuse în această expoziție și am să vi prezint pe rând. Este vorba de domnul ministru consilier Ion Scumpieru. Bun găsit! Bine v-am găsit și eu! Și de domnul consilier Ion Pătrașcu. Bun venit în emisiune! Bine v-am găsit! În câteva cuvinte, domnul Scumpieru are o experiență foarte relevantă în ceea ce privește lumea asiatică. Dânsul a studiat limba chineză, apoi limba japoneză, a lucrat și a locuit în China, apoi a îndeplinit funcții în cadrul ambasadei României din Japonia. Astfel încât atunci când vrem să pornim la drum în studiul relațiilor dintre România și China, dar mai ales România și Japonia, putem să utilizăm cu maximă încredere o lucrare pe care dânsul a lansat-o anul acesta, și anume 100 de ani de relații diplomatice dintre România și Japonia. Această lucrare se află expusă și aici și l-aș ruga pe domnul Scumpieru să ne dea câteva repere despre această lucrare. În primul rând vreau să menționez că titlul exact al lucrării este 133 de ani de relații România-Japonia. Ea s-a născut din dorința de a cunoaște cât mai mult din istoria relațiilor româno-japoneze, din dorința mea personală de a afla mai multe decât ceea ce citisem în România și în Japonia. Istoriografia românească și la fel și cea japoneză privind această temă este foarte săracă. Și asta a fost motivul principal care m-a făcut să redactez această lucrare. Acum, după ce am ieșit la pensie, am avut timp, am beneficiat de cunoștințele și experiența anterioară din perioada cât am lucrat atât în minister cât și la misiunea noastră de la Tokyo, probabil peste 20 de ani, și cunoștințele și timpul mi-au permis să, timp de 6 ani, să redactez această lucrare expusă în vitrinele de față. Da, e vorba despre o lucrare științifică, nu o lucrare memorialistică. Este o lucrare, într-adevăr, științifică, bazată pe documentele pe care le-am găsit în arhivele românești și în arhivele japoneze. Este pentru prima oară când arhivele japoneze sunt cercetate, documentele privind România din arhivele japoneze sunt cercetate și aduse la lumină, sunt puse la dispoziția cititorilor și specialiștilor români. Dumneavoastră ați fost în misiune în Japonia atât înainte de 1989 cât și după 1989. Așa este. În ce fel relațiile dintre cele două state au evoluat în cum se desfășurau aceste relații în momentul în care dumneavoastră erați la post în anii 80 și cum arată ele după 1989? Sigur că relațiile româno-japoneze au evoluat în timp în funcție de condițiile social-politice din România din diferite perioade. În perioada dinainte de 89, relațiile
română-japoneze puneau, aveau la bază interesul României pentru a obține tehnologie de vârf japoneză pentru a achiziționa produse de calitate de pe piața japoneză. Sigur că la rândul ei România era interesată să exporte cât mai mult pe piața japoneză pentru a-și crea mijloacele necesare pentru a plăti aceste importuri din Japonia. Ele au avut o evoluție foarte rapidă începând din anii 60. Conducerea statului de atunci a ajuns la concluzia că Japonia poate deveni și este un partener serios care poate oferi României ceea ce avea nevoie pentru procesul ei rapid de industrializare și de dezvoltare economică. Spuneam puțin mai devreme că a existat o izolare diplomatică a României în anii 80. Întrebarea este dacă acest lucru s-a manifestat și la nivelul relațiilor dintre România și Japonia, pentru că am văzut că se manifesta la nivelul relațiilor dintre Occident. România și țările occidentale. Dar se resimțea această răceală în aceste dificultăți și în relații României cu Japonia? Din punct de vedere politic, relațiile care atinseseră punctul culminant în anii 70, respectiv cu ocazia vizitei șefului statului român acolo, relațiile politice mergeau bine și ele erau susținute de cele economice, treptat către în anii 80, relațiile economice au început să sufere, însă... Dar nu cele politice. Din cauza lipsei mijloacelor de plată pentru achizițiile pe care le făceam de acolo, precum și pentru returnarea creditelor pe care le luasem în vederea dezvoltării noastre economice. Erau niște probleme de natură economică. Deci izolarea României n-a venit din Asia sau din Africa sau din America, ci din Europa Occidentală. Domnule Ion Pătrașcu, cartea pe care dumneavoastră o expuneți aici, din ce parte a lumii ne aduce imagini? Am trei cărți și o colaborare destul de intensă, aș spune, la pagini din diplomația României. În cele patru volume am 6 materiale. Este vorba de un bagaj de amintiri din 40 de ani în serviciul diplomației române. Deci cărțile sunt rezultatul probabil al unui prea plin de amintiri și, de ce nu, mai spunea și domnul ambasador Angel, și al unei obligații care o avem noi să lăsăm ceva în urma noastră. Sunt cărți de memorie. Prin cărți. Cărțile mele sunt memorialistică. Prima se cheamă Peregrinările... Dar e de evenimente. Da. Prima se cheamă Peregrinările unui diplomat. Este vorba de misiunile permanente pe care le-am avut la Moscova, la Pekin... În ce perioadă? La Haga. Vă spun imediat, revin la fiecare. La Haga, la Cairo și Alexandria, la Damasc și la Atena. Misiuni permanente. Moscova a fost debutul meu diplomatic, 60-63. Și era, pe vremea aceea, și Moscova, ambasada noastră, un fel de laborator care a pregătit declarația de independență a României din 1964. La Pekin am ajuns în perioada când era războiul din Vietnam, era disputa puternică, ideologică, dintre China și Uniunea Sovietică.
Și am avut norocul, să spun așa, să prind și 3 ani de revoluție culturală. Partea cea mai furtunoasă, ca să spun așa. E perioada când s-au consolidat relațiile româno-chineze, pentru că și România și China avea niște probleme în cadrul lagărului socialist. Aveau amândouă niște probleme cu dominația Moscovei și încercau să se desprindă cumva. România a dat o mână de ajutor Chinei, să spunem, în restabilirea dreptului legitim la ONU, în atenuarea disputei cu sovieticii și ceea ce e foarte important, că SUA și China au apelat la România ca să le ajute să stabilească primul dialog oficial între ele. Deci România a mediat... România a fost cea care... Dialogul diplomatic între Statele Unite și China. Exact. În ce perioadă se întâmplă asta? Păi în anii 70. Începutul de 80. Vă aflați atunci în China? Nu eram atunci, eram în minister. Dar dumneavoastră ați făcut facultatea da, anterior, în China. Da. Eu am, cum era percepută România atunci? Am fost unul dintre martorii oculari ai evenimentului la care face referire domnul consilier Pătrașcu. Eram în ultimul an de studii la Universitatea Peking, când tocmai în incinta acestei universități s-a declanșat acest eveniment cunoscut ulterior sub numele de Revoluția Culturală. Și am văzut, am fost deci martor ocular al începutului, al criticilor adresate de către studenți, profesorilor lor, conducerii universității, manifestări care au evoluat devenind brutale, devenind violente, scoțând pe profesori și cadrele vizate de ei în piața, în centre din populate din incinta orașului universitar, criticați în fața studenților, stropiți cu cerneală, poate și bruscați. Deci am trăit perioada mai 1966, iulie 1966, când a fost începutul. Ulterior, după asta, am terminat facultatea, am absolvit-o și m-am reîntors în țară. Și ea, Revoluția Culturală, a evoluat, s-a extins din acest loc, din acest focar, în alte zone ale Pekinului, în alte orașe, până în cele mai îndepărtate locuri ale Chinei. Spuneați că volumele pe care le aveți expuse aici ne poartă și prin... Și la Haga. Și la Haga, ne poartă și în... Păi nu poate să spuneți ceva interesant la Cairo. Spuneți-ne ceva despre Haga și despre Cairo. Da. Fac o scurtă diagonală pentru că i-ar fi mult de spus. La Haga am ajuns în perioada când România avea cele mai dezvoltate relații cu Occidentul. Era agreată, era necesară în jocurile politice și era ajutată. Pentru că tehnologia avansată, noi din vest am luat-o, nu de la Moscova. Deci asta ar fi cu Haga. Cairo și Alexandria, deci lumea arabă avea un anumit respect față de România, care a jucat un rol important în medierea conflictului din Orientul Mijlociu. Și relațiile erau bune la nivel de șef de state, deci pe plan politic, dar aveam relații economice. Noi aveam foarte multe șantiere deschise în lumea arabă, unde construiam obiective. Deci, în Iran, Siria, Libia. Da. După aia, la Damasc, era după 89. După 89. După 89 la Damasc, mă întrebau și ne întrebau ce ați avut, mă, cu ei. De a căsăpit. Adică așa se procedează. Dar relațiile... Și ce răspundeați dumneavoastră la această întrebare? Ce să le răspund? Pentru că la ora aceea, când evenimentele s-au întâmplat la noi, erau și în Siria opozanți și au apărut și lozinci. Zice, ieri Ceaușescu, mâine Assad. Mâine a devenit astăzi. Da, a devenit. Pentru că iată evenimentele... Apropo de măcelărit. Da. Când am prezentat scrisoarea de acreditare Reginei Beatrix, de două ori,
Discuția a durat 40 de minute. Când se întâmplă acest lucru? În 90. De două ori m-a întrebat, de ce l-ați omorât pe Ceaușescu? Interesant, deci există o problemă. Altădată a întrebat-o pe soția mea, a întrebat-o Regina. Sigur, și nu, dar nu i-ați dat nici măcar un răspuns diplomatic. Același șoc la... Asemenea, căsăpiri nu intră în istoria unui neam. Nici nu aștepta răspuns. Am înțeles. Căsăpirea oamenilor, nu. Deci de la... Ungurii n-au făcut așa, nici bulgarii n-au făcut așa. Deci nu doar un regim de forță, cum era Assad, nu înțelegea, dar iată, nici un regim constituțional nu putea să înțeleagă acest lucru. Era șef de stat și a se mira, îi se părea normal. Nu era Revoluția franceză, nu era cu Ludovic al XVI. Ce ați avut? De ce să-l lați omorât? Nici opinia publică. Dumneavoastră ați fost întrebat acest lucru în Japonia? Nici opinia publică japoneză nu a primit cu aplauze acest eveniment. A fost șocată, inclusiv prietenii Partidului Comunist Român, respectiv Partidul Comunist Japonez, care a avut relații atât de bune cu Partidul Comunist Român, a fost șocat și toată lumea, opinia publică în general, s-a aștepta să se organizeze, cum este normal, un proces echitabil, un proces public, și să se facă dreptate în cazul respectiv. Trebuie să vă spun că ambasadele noastre în toate țările au avut relații, au cultivat relații cu toate partidele politice, de stânga, de dreapta, fără nicio distincție. Chiar relații foarte apropiate. Sigur, la nivel de partide, fiecare era cu doctrina lui, dar noi nu eram izolați. Sigur, lucrurile s-au schimbat mai târziu. Aceasta a fost una dintre cărțile pe care dumneavoastră le-ați scris. Mai sunt încă două. Succint. Dacă mai avem timp, vă spun și de ele. Spuneți-ne câteva cuvinte despre fiecare. Mozaicul diplomatic cuprinde amintiri din misiunile net permanente, temporare, și din cele peste 40 de participări în delegații oficiale ale României. Și acolo sunt amintiri de, știu eu, de la Londra la New York și Washington, de la Paris la prin Madagascar, deci pe aproape toate continentele. Volumul, cine dorește, dă o anumită imagine a dimensiunilor politicii externe a României în anii respectivi. Nu vreau să intru în detalii, dar într-adevăr am constatat la fața locului, în discuții dintre oamenii șefi de stat, miniștri de externe, că România avea o voce. Și avea o voce puternică și era apreciată și stimată și invitată să dea o mână de ajutor. Stimați respectatori, iată că această călătorie printre cărți, printre pagini, printre oameni și evenimente ne arată că avem încă multe lucruri de cunoscut, că această lectură este necesară nu doar unui specialist în diplomație sau unui specialist în relații internaționale. Dincolo de o perioadă istorică sau alta, există o Românie, una singură. Și această Românie unică, o veți descoperi în paginile expuse aici, această ce înseamnă mândria de a fi român, veți găsi tot în aceste pagini. E o lecție de mândrie, e o lecție de diplomație, e o lecție de ceea ce înseamnă să nu uiți și ceea ce înseamnă să știi, să privești mai departe.